avem un Dumnezeu extraordinar. Și cu toate că e foarte ușor de cunoscut și de apropiat de El, cei mai mulți petrec o viață în biserică și nu-L cunosc. Mi-aduc aminte momentul în care mi-a făcut și mie chemarea, aveam 16 ani jumătate și am auzit că acest Tată Ceresc vrea să mă apropii de El și să-L cunosc cu adevărat, dar aveam un blocaj, pentru că crescând ca și copil am avut un tată destul de neimplicat emoțional, un tată pasiv, de multe ori absent, un tată axat pe performanță, un tată abuziv și dominant. Și atunci toată imaginea mea despre tată era negativă. Când mi-a spus prima dată un pastor la biserică, tatăl ceresc te iubește, l-am luat de cravată și l-am tras aproape și am zis, ce ai zis, mă? Pe mine nimeni nu mă iubește. Dar adevărul este că Tatăl Ceresc chiar ne iubește. Biblia spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul, pe singurul său fiu. Aveam să încep să-L cunosc atunci pentru că Dumnezeu nu este un tată pasiv. El nu este un tată absent. El nu este un tată abuziv care te obligă să faci lucruri. La un moment dat am început să cred despre El că e un fel de, de nașul care are o bătă de aia de baseball și la fiecare păcat îmi trage una la picioare. Dumnezeu nu e un Dumnezeu răzbunător. Dumnezeu nu e un Dumnezeu care pune pe tine așa o presiune încât trebuie să fii doar de nota 10. El te iubește și când ei trei și când ei doi. Te iubește și atunci când caz. Pentru că Scriptura spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dragul meu, acest Dumnezeu care ne este Tată ne-a iubit când încă noi eram păcătoși. Când încă luram și aruncam cu pietre în El. Spune Scriptura acolo la un moment dat că Pilat din Pont a întrebat, am obiceiul ăsta să vă slobot pe unul din prizonieri de Paște. Pe cine vreți să vă dau drumul? Pe Hristos sau pe Baraba? Și oamenii au strigat, să fie răstignit Hristos. Și Baraba s-a bucurat, de multe ori am fost eu acolo și tu ai fost. Hristos a luat locul nostru pe cruce, în crucea aia din mijloc, era, trebuia să fie a lui Baraba. Pe crucea din mijloc trebuia să stai tu și trebuia să stau eu. Dar Tată Ceresc atât de mult ne-a iubit încât a zis, Fiul meu, mergi și plătește prețul pentru ei. În dimineața aceasta aș vrea să spun că Isus Hristos, Domnul nostru, a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vezi, Domnul Hristos a fost trimis să ne arate calea. El îi spunea la unul din ucenici, Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dar care a fost această relație a Fiului cu Isus? Pentru că dimineața asta, în următoarea jumătate de oră, aș vrea să subliniez niște adevăruri care Scriptura ni le dă, pentru că vreau să-L aprofundăm și să-L cunoaștem mai bine. Nu avem timp de un studiu biblic și nici nu-mi doresc asta, dar aș vrea ca să citim în Scriptură, pentru că Scriptura este viață. Cuvintele mele sunt Duh și viață, spunea Hristos. Și eu cred că o să plecăm mai plin de viață de aici, amin? Mai pasionați, mai înflăcărați. Eu am o vorbă, dacă nu ești pasionat, ești expirat. Și mie nu-mi plac creștinii expirați. Spune vecinului, fii pasionat. Relația fiului Iisus Hristos cu Tatăl a fost aceasta. Vedeți că el spune în Ioan 17,1 Iisus și-a ridicat ochii spre cer și a zis Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău. În Ioan 17,5 Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Observați adresarea Domnului Isus față de Tatăl Ceresc. De noi, de multe ori, vă spun sincer, și mie mi-a luat multă vreme să-i spun tată, pentru că având un tată abuziv, un tată, o imagine a tatălui foarte negativă, mi-era greu să-i zic lui Dumnezeu tată, mi-era eu să-i zic Doamne, stăpâne, Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, dar ce distanță, nu? Ce distanță! Domnul Hristos îi spune iarăși în Ioan 17 cu 11, Eu nu mai sunt din lume, dar ei sunt din lume și eu vin la tine, Sfinte Tată. Vedeți, adresarea lui ca fiu era într-un cuvânt? Cu toată biserica. Și partea stângă. Tată. Bravo. În Ioan 17 cu 21 spunea, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine. Vedeți unitatea de săvârșită în Trinitate. Între Fiul și Tatăl n-a fost discrepanță niciodată. Între Fiul și Tatăl a fost și este o unitate perfectă. O unitate perfectă. Ioan 17, 24 la 25, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și acei pe care mi-ai dat tu. Vedeți că fiul n-a făcut nimic de la sine, spune eu în capitolul 5. Fiul nu poate să facă nimic de la sine, ci face doar ce vede pe tatăl, făcând. Ce relație extraordinară! Iată că fiul era tot timpul cu ochii pe tatăl și imita ce vedea la tatăl. Eu vreau să te întreb: tu unde ești cu ochii de luni până vineri? Pe chipul acestei lumi? Ești cu ochii pe lumea aceasta, ești cu ochii pe știri, ești cu ochii pe speculațiile financiere, ești cu ochii acolo și acolo? Sau ești cu ochii pe tatăl? Domnul Hristos. Ne arată clar relația dintre el și Tatăl și spune: Fiul nu poate face decât ce face, decât ce vede la Tatăl. Ioan, capitolul 5, chiar vreau să vă citesc versetul ăsta, e foarte, foarte important. Aveți aici lucrarea Fiului. Pe mine mă impresionează ce spune aici. Tatăl meu lucrează până acum, Ioan, Ioan capitolul 5, versetul 17. Și eu, de asemenea, lucrez, nu șomez. Vedeți că fiul este într-o continuă relație cu tatăl, într-o intimitate, într-o unitate, într-o părtășie, într-o imitare permanentă. Dragul meu, noi la fel suntem chemați. Spune Scriptura aici în versetul 19. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Și tot ce face tatăl, face și fiul. Îmi doresc așa de mult, ca în vremurile care mai stăm pe pământ, pentru că pământul ăsta va trece. Cerul ăsta va trece și va fi o lume nouă dată și asta e nădejdea noastră. Dar îmi doresc în timpul în care mai suntem pe pământ să avem așa o relație profundă cu Tatăl cum a avut-o Fiul Iisus Hristos. Să stăm cu ochii pe El, să facem doar ce face El, să ne mișcăm la îndemnul Lui, să ne mișcăm la inițiativa Lui, să facem ce face Tatăl pentru lumea aceasta. Fiul spunea la un moment dat, spunea că Fiul face doar lucrările pe care Tatăl i le-a dat să le facă. Eu vreau să te întreb sincer între mine și tine, câte inițiative ai avut care n-au fost de la Dumnezeu? A, s -a avut inițiative care s-au terminat prost. Vedeți? Fiul face doar lucrările Tatălui. Doamne Dumnezeule, vreau să fac lucrările Tale. Îmi place acest verset și vreau să-L ține minte. Fiul nu poate face nimic de la sine. Cu alte cuvinte, nu ia inițiative de la sine. Face doar ce vede pe Tatăl, făcând. Amin! Al doilea lucru care vreau să-l subliniez este că Fiul ne introduce în această relație și pe noi. Pentru că adresarea noastră indică relația noastră. Iată cum, cum, ne spune Domnul Hristos să ne rugăm Matei 6 de la 9 la 10. Tatăl nostru care ești în ceruri. E tată și e al nostru. Ce frumos! Cu alte cuvinte ne indică două lucruri. Avem un tată o relație intimă, vrea tatăl de la noi, vrea apropiere, nu vrea distanță, vrea ceva aproape de noi. Și al doilea lucru este o unitate a trupului lui Hristos. Poți să alergi prin boradea să zice, tatăl meu e tatăl meu, e tatăl meu. Și ar fi adevărat, e și tatăl tău. Dar nu uita că e și tatăl nostru, asta implică că avem o familie mare, familia Domnului Isus Hristos, amin? Nu suntem singuri, nu suntem izolați. Îmi place că Domnul Hristos ne învață cum să ne adresăm Tatălui. Dacă vrei să intri într-o relație mai intimă cu Dumnezeu, numește-L Tată. Numește-L Tată. Apoi venirea Duhului Sfânt ne autentifică și ne pecetulește mai mult relația cu Tatăl. Pentru că, așa cum spunea unul din marii teologi ai vremii noastre care deja a plecat la Domnul G.I. Packer, spunea în fierea, este cel mai mare privilegiu pe care ni-l dă Evanghelia. Spunea el, e mare lucru să știi că Dumnezeu acesta care e judecător, ți-a iertat păcatele. E mare lucru să știi că nu mai vii la judecată, dar e și mai mare lucru să știi că te-a înfiat și te-a făcut copilul lui. Spune în 1 Ioan 3, acolo vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl. Să ne numim? Să te am odată să mă gândesc ce înseamnă copii. 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 Te uiți la ea și vezi, hmm, seamănă cu mama ei. Seamănă cu tatăl. Copiii sunt copii. V-ați gândit vreodată că trebuie să fim o copie a Tatălui Ceresc? De asta faceți astăzi botezul, să începeți această călătorie pentru că ați înțeles în sfârșit că chipul acestei lumi nu este un chip bun, va trece, dar chipul de sus Ceresc al Tatălui nu va trece niciodată. Și de astăzi începeți să lucrați să fiți o copie a Tatălui Ceresc. Spunea una din epistole că Domnul Iisus Hristos este imaginea a cui? Dumnezeului nevă zut. Îmi place așa de mult cum spune aici Scriptura în Romani 8,15 cu spuneam că și Duhul Sfânt prin venirea Lui autentifică și pecetluiește mai mult relația noastră cu Tatăl și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, E un duh al fricii care circulă prin generația noastră, un duh al panicii, un duh al terorii. Dar Duhul Sfânt a venit, Tatăl ne-a trimis Duhul în inimile noastre ca să nu mai avem frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Galaten 4 de la 6 la 7 și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică ce minunat și glorios că toată Scriptura vorbește despre acest stată Ceresc care nu caută sclavi. Atenție! Caută fii și fiice, copii. Domnul Hristos nu numai că ne-a introdus în relația aceasta cu Tatăl, dar relația cu Tatăl e una foarte personală. Spune Scriptura Ioan 1 de la 12 la 13, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. De aceea nu vă fi rușine în lumea aceasta să spuneți, sunt copil de Dumnezeu. Dar cine te crezi, mă? Ce crezi că școala te face copil de Dumnezeu? Faptul că ești pocăit de 25 de ani? Faptul că vii la biserică, faci rugăciuni și posturi? Nu! Am un drept primit de la Tatăl pentru că este Harul lui Dumnezeu arătat mie și ție, amin? E un drept pe care nici îngerii din ea nu pot contesta. E un drept care nici îngerii din ceruri și îngerii din ceruri se uită cu jind la cei care au primit dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Wow, ce frumos! Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl 1 Ioan 3 de la 1 la 2 să ne numim copii ai Lui și suntem! Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el, prea iubiților. Acum suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm, citim împreună, că atunci, versetul 3, te rog, 1 Ioan 3 cu 2. 1 Ioan 3 cu 2, aș vrea să-l citim împreună. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Vezi tu cea mai mare, una din cele mai mari promisiuni de care Apostolul Pavel vorbește, este că într-o zi vom avea un trup de slavă și vom fi exact ca el. Moartea a fost biruită. Domnul Hristos a dus să ne pregătească un locaș. Moartea pentru noi nu este finalul. De aceea, Fii gata să pleci! Îmi place de Apostolul Pavel cum zice Eu sunt gata să mă mut, el nici nu vedea ca o moarte Sunt gata să mă mut Am deja pregătit o altă țară, o altă, o altă lume Dar zice, vă e mai de folos să rămân cu voi Fie prin moartea mea, fie prin viața mea Hristos să fie glorificat! Amin! E clar că Dumnezeu ne-a chemat în această relație de înfiere Să ne numim copii ai Lui Și acum suntem Dumnezeu nu vrea sclavi Dumnezeu putea să facă Mulți sclavi care să-l slujească, să strige zi și noapte, ce tare ești, ce puternic ești. Și îngerii fac asta. Dumnezeu vrea fii și fice. Fii și fice. Dragul meu, vreau să te provoc în dimineața asta cu gândul ăsta. Poți să vii la Dumnezeu, Tatăl Ceresc, ca la Tatăl tău? Sau încă trebuie să treci prin Dumnezeu, lui Avram și Iacov, încă ai multe garduri de sărit? Ai ajuns la această relație intimă și directă cu El? Odată mă rugam așa mai teologic și la un moment dat aud o voce blândă. Spunem ce vrei copile. Treci peste formalități. Eu sunt Ava, eu sunt Tata. Și atunci am zis, Doamne, buba, buba, mă doare tare. Vino încoace să te vindec încercând să-L impresionăm cu rugăciuni maestoase, versuri, texte, dar El vrea să audă din gura ta, Tată, Tată, Tată. În 1 Ioan 3, de la 22 la 24 se spune, și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut Lui. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim mulți unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și în El, în El și cunoaștem că El rămâne noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Iată că Scriptura ne poruncește să ne iubim unii pe alții. De ce? Pentru că asta este modelul ceresc. Urmați deci pilda lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Efesen 5, de la 1 la 2. Ca niște copii prea iubiți, copiile întotdeauna sunt făcute după matrița originală, amin? Din când în când mai dăm rateuri și ne ia avatată și ne pune din nou pe olarului și ne mai șlefuiește și ne mai construiește, dar o face cu dragoste. Pentru că El, în mintea Lui, gândurile Lui sunt întotdeauna bune pentru noi să ne dea un viitor și o nădejde, amin? Ava, Tată, nu vrea să-ți dea distrugere. Vă spun sincer că m-am întors la Dumnezeu în primii ani, tot mă uitam spre cer. Amu, amu, vine un fulger spre mine că am greșit, am gândit greșit, am păcătuit. Și n-auzeam decât o voce. Te iubesc, copilul meu. Întoarce-te la poruncile mele. 1 Ioan 2, de la 3 la 6. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cel ce zice îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Iar adevărul nu este în el însă. Cel ce păzește cuvântul lui, dragostea lui Dumnezeu, a ajuns într-adevăr de săvârșit în el. Prin aceasta știm că suntem în el. Cel ce zice că rămâne în el, este dator să trăiască și el cum a trăit. Ce a făcut Isus? Nimic de la sine. Facem noi decizii așa de la sine, de unii singuri. Firea noastră pământească. Ea e inițiative. Dragul meu, când inițiativa nu e a lui Hristos, rezultatul e deja corupt. Dar când inițiativa este a Tatălui, gândul este al Tatălui, prin cuvântul său, că așa e gândul Tatălui, aici e Constituția și mintea lui Dumnezeu, atunci rezultatul întotdeauna va fi Dumnezeesc, roada va fi bună. Amin! Cum putem să rămânem în această părtășie cu Tatăl, cu Ava Tată? Mă apropii de final. Și repet, întrebarea, cum putem să rămânem în această părtășie cu Ava Tată și să ne iubim în mod practic unii pe alții? Eu am învățat de la unul din oamenii care mi-a pus Scriptura în mână că trebuie să fac doi pași concreți ca să am comuniune cu Tatăl Ceresc. Una este să stau în cuvânt, să citesc cuvântul lui Dumnezeu, să-l memorez, să meditez asupra lui, pentru că ăsta e modul în care Ava Tată îmi vorbește mie și a doua este rugăciunea în care eu vorbesc lui Ava Tată. Amin? Vedeți, în comuniune nu este monolog, este dialog. De aceea nu E de ajuns doar să ne rugăm. Rugăciunea este bună. Eu sunt un om al rugăciunii. Voi sunteți oameni ai rugăciunii. Am văzut biserica asta, o biserică care iubește rugăciunea. Dar trebuie să citim și Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Ava Tată ne vorbește prin Cuvânt, noi vorbim cu El prin rugăciune. Și în acești doi pași, noi putem avea o comuniune constantă, permanentă cu Ava Tată. Dar cum putem să iubim pe cei din jurul nostru? Ne învață Iacov 1 cu 27. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Nu e nici cea ortodoxă, nici cea catolică, nici reformată luterană, nici penticostală, sper să nu vă supăr pe unii din voi, nici baptistă, nici creștin după Evanghelie. Spune Iacov că religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, citim împreună, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne împăzim neîntinați de lume. Iată ce așteaptă Tatăl nostru de la noi. Vreți să fim ca El? Atunci haideți să-i căutăm pe săraci, pe orfani, pe străinii din această țară. Vreau să te întreb ceva. Cât străini ai salutat care au venit prin țara asta? Ai dat mâna cu el și ai zis Hei, cum te cheamă? What's your name? Jimmy Jing. De unde ești? Din Nepal. Ce cauți în țara asta mea? Eu venit aici, muncesc trimis bani la copiii mei acasă. Ia stai, mă, omule, jos să, să bem o cafea, mă. mă tu ai auzit de Domnul Iisus Hristos. Nu, știi ce am făcut? Ne-am uitat la ei și am zis, ce caută răpănoși ăștia pe aici? Iertați-mă că sunt prea direct în dimineața asta. Dar dacă ai gândit așa, nu este bine. Tatăl nostru, Ava tată, vrea să ne întoarcem spre săraci, spre orfani, spre văduve, pentru că El e Tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor și spre cei străini. Amin? Dacă vrei cu adevărat să fii în imaginea Lui o copie, un copil al lui Ava tată. tot Iacov spune în 1 Ioan 3, cu 18, aș vrea să citesc, copilașilor să nu iubim cu vorba și cu limba, E foarte ușor să vorbești din cuvinte, să iubești din cuvinte, așa e? Te iubesc, Domnul să te binecuvânteze. Ci cu fapta și adevărul. Vreau să te provoc în dimineața asta și să-ți aduc aminte de un gest care l-a făcut o străină, Rut, venită din țara Moabului. Și cred că în dimineața asta aceeași uh, Același lucru ni-l cere avatată și nouă. Beni, dacă vrei să mă ajut doar pentru două minute, mulțumesc. Spune Scriptura acolo că Boazii spune Domnul să-ți răsplătească fapta și răsplata să-ți fie de plină din partea Domnului, avatată, Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Dacă ești aici și încă nu-L cunoști pe acest avatată, vin în dimineața asta și adăpostește-te sub aripile Lui. Pentru că El... Îți cunoaște numele, îți știe gândurile. El nu e un tată pasiv, neimplicat emoțional, abuziv, axat pe performanță, absent. Tatăl meu mi-a transmis un fapt real despre mine. Niciodată nu o să te ridici la nivelul meu. Ești un gunoi. Dar atunci când am strigat către Avatata, știi ce mi-a spus? Ești prețios, ești prețioasă, ești copilul meu. Eu sunt prezent, eu nu sunt rece, eu nu sunt pasiv, eu sunt activ în viața ta, eu nu sunt abuziv. Eu vin să te ajut, țară în ajutor Eu nu sunt taxat pe performanță Dacă astăzi nu e 10 și nu faci 3 rugăciuni Trimit fulgerile judecății peste tine Eu te iubesc, eu te iubesc Nu sunt nici absent Nu sunt nici absent, nici abuziv Eu te iubesc, eu nu sunt dictator Eu sunt întotdeauna prezent Ava Tată este un Tată prezent Și te iubește El îți cunoaște gândurile El îți cunoaște viața El îți cunoaște zbaterile El îți cunoaște luptele Spunea o domnișoară pe scenă că de astăzi încep luptele tale. Vreau să spun ceva. De astăzi sunt lupte, dar ai un ajutor permanent în avatată și voi toți aici. El e un ajutor prezent. El nu ne lasă. Nu știu ce dezamăgire ai avut față de părinții tăi, dar mie Domnul mi-a vindecat inima pentru că am înțeles că tatăl meu pământesc nu-l cunoștea pe avatată. Și m-am întors cu dragoste spre El. Repet, să fii îndreptățit în relația cu Dumnezeu ca și judecător prin sângele Lui Hristos este un lucru extraordinar. Dar să fii iubit și îngrijit de avatată, pus la masă, înfiat, e cel mai mare privilegiu. Amin? Eu vă spun sincer, îmi place să-L slujesc pe Domnul și mă bucur de slujirea care o fac. Dar cea mai mare plăcere a mea este că sunt înfiat de El. În sfârșit am un tată care nu mai pleacă niciodată. Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl? Să ne numim copii ai Lui? Nu uita, dragul meu, înfierea e cea mai mare experiență a Noului Testament. Dacă nu înțelegi că ai fost înfiat, o să muncești și o să alegi toată viața să-i demonstrezi lui Dumnezeu să câștigi dragostea Lui. Dar dacă înțelegi că ești înfiat, e mult mai ușor. Eu personal sunt binecuvântat împreună cu Adina pentru că de când ne-am venit aici la Oradea, poate pentru o vreme, poate pentru o vreme mai scurtă, mai lungă, numai Dumnezeu știe, ne-am simțit adoptați în familia Betania și vă mulțumim pentru asta. Domnul să vă binecuvânteze și răsplata să vă fie de plină. Nu uita că suntem chemați să fim copii al lui Iava. Tată, care întotdeauna îți știe numele îți știe Ce gând Crima mă aude atunci când strig El te cunoaște, te știe, te iubește îmi știi O, îmi știe numele, eu nu sunt un sclav, sunt fiu Știe orice gând Îmi vede lacrima Mă de atunci când strig Îmi spunea cineva chiar după pocăință Vă trancă, tu chiar crezi că o să scap cu viața, mă? La câți dușmani ai avut? Știi ce i-am spus? Da, dar zice, dar de ce? Te crezi mai special față de Dumnezeu? Zic, nu cred că mai special, dar de ce crezi că o să te ajute Dumnezeu ăsta al tău? Ești frumos sau ce ești deștept? Nu, pentru că sunt al Lui. Domnul să vă binecuvânteze. Avem un tată care ne iubește și suntem copiii Lui. Vedeți ce dragoste! Ne arată Tatăl să fim copii ai lui. Amin.